ci vlogmasul. Sper din suflet că ați avut sărbători cu bine. Așa cum ați văzut din titlu, astăzi vom face o rețetă de gulaș. Pentru că abia s-a terminat Crăciunul și sunt convinsă că sunteți absolut sătui și sătule de porc, m-am gândit ca pentru astăzi să vin la voi cu una dintre rețetele pe care știu eu să le fac foarte, foarte bine, și anume gulaș de vițel. Nu o să fac un intro prea lung, pentru că fiind un clip de genul rețetă, sigur vreți să vedeți ce folosim și cum se va întâmpla tot procesul. De asemenea, o să vă dezvălui ingredientul secret. Pentru că da, ca să vă iasă un gulaș autentic unguresc sau acel gust tradițional unguresc, aveți nevoie de un ingredient secret. Și nu știu dacă foarte multă lume îl cunoaște. E adevărat că nici eu nu-l cunoșteam până când am aflat așa de la un bucătar din Ungaria. Așadar, iau telefonul, trecem la prezentarea ingredientelor și apoi dăm drumul la treabă, că uitați, tot setup-ul este pregătit. De ce avem nevoie pentru a pregăti această rețetă absolut delicioasă? În primul rând, eu am aici 1 kg de carne, v-aș recomanda să fie carne de vițel de lapte, să fie cât mai macră cu putință. O găsiți pe toate drumurile, nu e ca și cum ar fi Black Angus. Dacă aveți Black Angus, și mai bine, pentru că va fi cu siguranță fragedă. Apoi, avem aici 2 ardei grași roșii, 2 morcovi, cam 3-4 cartofi acolo, 3-4 cepe, câțiva căței de usturoi tocați. Acesta este ingredientul secret, chimenul. O să vedeți exact cum o să-l folosim. Apoi, o frunză de dafin, boia de ardei dulce, untură. Dacă nu aveți untură, puteți să folosiți 4-5 linguri de ulei. Și apoi, eu folosesc această pastă, asta este de la Univer, o găsiți în Mega Image, de acolo o cumpăr eu, bănuiesc că se găsește în mai multe magazine, dar ca să știți că eu pe aceasta o folosesc la gulaș, avem ardei iute tocat, din care nu vom pune foarte mult, o să vedeți mai apoi, și ardei dulce, același brand, acesta va fi folosit în întregime. Cam astea sunt ingredientele în mare parte. Ce voiau eu să vă mai spun, puteți să puneți legumele direct peste carne, doar că unii dintre noi, sau unora dintre noi mai bine spus, nu ne plac legumele. Și atunci o să fac în felul următor. Într-o cratiță separată, adică aici, voi pune o lingură de untură, voi adăuga ceapa, ardei, morcovul, le voi căli, apoi voi adăuga apă și le voi blenda. După care o să vă mai spun pe parcurs. Am dat drumul la foc și apoi punem untura să se topească. Aici o să pun aproape o lingură și diferența o să punem în cealaltă oală, dar momentan vrem doar să călim legumele. După ce untura s-a topit, adăugăm ceapa. Puneți ceapă din belșug, pentru că va da un gust absolut incredibil mâncării. Întotdeauna ceapa dă gust mâncării. Cred că ați văzut și rețeta mea de sarmale, că acolo am pus o grămadă de ceapă. O lăsăm un pic să se înmoaie, după care adăugăm ardeiul și morcovul. După ce s-a înmuiat ceapa, sfârie, miroase, pam, în mâna ceapă prăjită, dar nu contează, adăugăm ardeiul și morcovul. Doamne, ce-mi place mirosul de ceapă prăjită. Nu știu dacă și vouă vă place, dar eu-l ador. Doar că după aia miroase în casă 3 zile. Dar mai cu supărare. Așa ni se mai face poftă de mâncare. Ok, amestecăm bine. Pardon. Combinăm, omogenizăm, de fapt, ingredientele, legumele. Le combinăm foarte, foarte bine și le lăsăm să se călească. După ce s-au călit legumele, cam așa ar trebui să arate, să las eu capacul deoparte, adăugăm apă. Mai lăsăm un pic să se amestece tot, după care dăm legumele prin blender. Muzica.
terminat de blendat, cam așa arată, arată practic ca o supă cremă de legume. Am încercat să fac o cantitate mai mare, adică să pun mai multă apă, pentru că o să schimbăm oalele. Pe aceasta o să o punem deoparte și trecem la oala mai mare, în care vom face propriu zis gulașul. Vă este cunoscută oala, cu siguranță este aceeași în care am făcut sarmalele. Acum, punem untura, puneți vreo 2 linguri generoase, aș spune eu. Ia să vedem. Cam așa. O să văd și după ce se topește dacă este suficientă, dacă nu, mai adăugăm. Puteți să faceți, evident, și într-o oală mai mică, doar că eu ori am oale așa mici cum e aceasta de aici, ori o am pe aceasta foarte mare. Ținând cont că nu stau foarte mult în bucătărie, nu sunt foarte dotată. Untura se topește și imediat vom adăuga chimenul. Îl lăsăm un pic să se rumenească, după care vom adăuga minunata carne de vițel. Insist să luați de vițel ca să fie foarte fragedă. De asemenea, eu am preferat să o tai în cubulețe foarte, foarte mici, dar o puteți lăsa și mai mare. Eu am tăiat-o mai mică, că m-am gândit că așa, practic, este cât iei odată într-o lingură. Acum, este momentul să punem chimenul și vom pune o lingură generoasă. Cam așa. Și acum amestecăm cât să se călească un picuț chimenul. Nu este nevoie să lăsați mai mult de un minut, un minut și jumătate, depinde cât de încins a fost oala. Și acum vom adăuga carnea. O vom lăsa un pic să se albească și după ce ea se va albi, ar fi fost momentul ca voi să adăugați ceapa. Lăsați un pic cu capac, după ce adăugați ceapa, să se înmoaie, după care adăugați morcovii și ardeii. Eu, dacă le am acolo făcute, nu mai este cazul să urmez acești pași. Așa că după ce carnea se va albi, vom adăuga această supă cremă pe care am făcut-o mai devreme. Nu ar trebui să dureze foarte, foarte mult. Cam așa ar trebui să arate carnea înainte să adăugați ceapa, dar noi trecem la pasul următor și anume să adăugăm cartofii, ceapa și morcovul pe care i-am blendat mai devreme. Amestecăm bine și așteptăm să dea într-un clocot, după care continuăm rețeta noastră. După ce începe să fiarbă, continuăm să adăugăm apă. Cred că o să pun 2 ibrice de acest gen. După ce am adăugat apă, trecem la pașii următori și anume vom adăuga pasta de ardei dulce tocat. Aceasta va da culoarea aceea gulașului. Dacă nu aveți pastă de ardei dulce, puteți folosi bulion de roșii. Dar credeți-mă că așa este mult, mult, mult mai gustos. Nu am pus încă sare, după cum bine ați observat, pentru că această pastă de ardei este destul, destul de sărată. Punem puțină apă în borcan ca să amestecăm, să luăm tot de aici, să nu se irosească nimic. Acum adăugăm restul. Și amestecăm. Punem și o lingură de boia de ardei. Continuăm să amestecăm. După care vom pune și pasta de ardei iute. Aveți grijă însă că este foarte, dar foarte iute, credeți-mă pe cuvânt. Eu în prima fază voi pune o linguriță și voi mai gusta pe parcurs. Dacă consider că mai trebuie, o să mai punem, dar momentan cam așa.
Amestecăm din nou. Și vom adăuga și frunza de dafin. După care dăm focul mai mic, punem capacul și lăsăm să fiarbă vita. Vita va fierbe în jur de o oră, două, două ore și jumătate. Totul depinde de carnea pe care voi o aveți. Evident, dacă este o carne de vițel, va fierbe mai repede. Dacă nu, va dura ceva mai mult. Pun capacul, focul la mic și verificăm peste o oră. O oră mai târziu, așa arată gulașul, am verificat carnea este fiartă și ceea ce urmează să facem este să adăugăm cartofii și usturoiul. Apoi punem iar capacul și lăsăm să mai fiarbă până în momentul în care cartofii, bineînțeles, au fiert. Apoi oprim focul și este gata de servire. Gulașul s-a terminat de fiert cam acum 20 de minute, după care l-am lăsat cu capacul pentru a se odihni, că parcă așa zic bucătarii, nu? Dar zic că e cazul să și servim. Așa că punem într-un bol. Doamne, cum arată! Este atât de cremos! Cred că se datorează și legumelor acelea date prin blender. Și hai să gustăm! A sosit momentul adevărului. Hai să vedem. Eu am mai tot gustat pe parcurs și vreau să vă zic că nu a mai fost nevoie să pun sare, dar hai să-l gust așa un pic după ce s-a răcit. Ia să vedem. Wow! Bă, chiar îmi iese. Deci gulașul ăsta pe bune, chiar îmi iese. Ia să iau și un cartof. Genial! Bună! Bună! Vrei un pic de gulaș? După ce am auzit. Vezi că e un pic picant. E și bine. Mi-e și bine? Vrei și un pic de carniță? Avem aici master șeful care dă, dă verdictul. Poftim. Hai că am scurs pe mine. Dă-mi și mie, te rog, un șervețel. Cum e, mami? Bun. Bun? Da. Luca vrea să dea și o notă, te ascultăm. Între 1 și 10? Da, între 1 și 10. 9. 9? De ce nu e de 10? Ce-i lipsește? Să nu fie așa. Ah, ok, da. Da, gustul e bun, nu? Da. Ok, mulțumesc de întrerupere și de prezență în clip. Asta vă spuneam, să știți că eu nu am mai pus sare absolut deloc. Eu de obicei nu prea mănânc picant. Ăsta este cât de cât ok picant pentru mine. Și nu am mai pus nici piper. Dar asta depinde, evident, de gusturile voastre. Chiar vă sfătuiesc să încercați rețeta și dacă vă este, m-aș bucura să-mi lăsați în comentarii. Dacă ați încercat-o și cum v-a ieșit. Închei aici, iar până data viitoare să aveți o săptămână absolut minunată și ne vom revedea cel mai probabil cu un clip de empties. Așa că până data viitoare, v-am pupat și spor la gătit!